Am sesizat câteva idei mai noi. M-am gândit astăzi să mă axez pe un subiect simplu, dar absolut necesar. Termenul de sărbătoare. Ce înseamnă o sărbătoare? Este o zi binecuvântată în care ceremoniem sau omagiem prin săvârșirea Sfintei Liturghii și prin pomenirea ca atare a evenimentului în sine, tematica și problematica acelei sărbători. De aceea sărbătorile se împart. În primul rând, în sărbători naționale, și o să mă întrebați ceea ce au o sărbătoare națională. Ar fi bine să aveți o idee. Sunt sărbătorile specifice fiecarei țări în parte, care sunt încununate de un tedeum sau de prezența personalităților politice sau bisericești. Mitropoliți, episcopi, ierarhi și tot ceea ce înseamnă cler și popor prezent. De exemplu, 24 ianuarie, unirea Moldovei cu țara românească. 1 decembrie, unirea Transilvaniei cu România Mare. 1877, războiul de independență. 1944, al doilea război mondial și instalarea comunismului. 1 mai, cum era cândva, ziua muncii. Acestea sunt sărbători care fac parte din ziua armatei, 25 octombrie. Nu stau să mi le aduc aminte pe toate, ci doar v-am spus ceea ce înseamnă o sărbătoare națională. Sunt evenimente istorice sau evenimente ale unei comunități, a unei țări, la nivel național, care se sărbătoresc prin anumite festivități, prin anumite programe artistice, prin anumite programe culturale sau chiar și prin anumite dezbateri politice. Să spunem că se face o conferință, să ține un speech, să adună parlamentul, e tăcât și amădânt. Ei, aceste sărbători cum vin, așa trec. Unii participă la ele, unii nu participă, unii sunt interesați, unii nu sunt interesați. Aș spune sau aș cota că singurul motiv pentru care oamenii se întâlnesc aici este demnitatea populară. Ele țin de naționalism, țin de profunzimea patriotismului personal, de profunzimea patriotismului cultural, adică comuniunea, de aia se strâng și mai mulți oameni, de exemplu, când joacă Hora Unirii sau ies cu steguleții sau ies la demonstrații militare, la parade militare. Și cu asta am trecut ceea ce numim noi sărbători naționale. Dacă nu sunt încununate de un tedeum, dacă nu sunt încununate de o pomenire a morților, cum ar fi Ziua Eroilor, care e tot un fel de sărbătoare națională la înălțare, ele devin simple evenimente publice. De aceea, termenul de sărbătoare este legat strict de spiritualitatea și etosul românesc, care înseamnă creștinism, sfințenie și Dumnezeu. De aceea, noi câteodată facem pomenirea eroilor sau pomenirea celor adormiți sau unui voievod sau unui oarecare luptător sau cum ar fi soldatul necunoscut și așa mai departe. După ce am depășit această etapă, intrăm într-un alt soi de sărbători care se numesc ale bisericii și le numim sărbători ale sfinților, care la rândul lor au câteva caracteristici specifice. Cea din tâi caracteristică, sfinții cu cruce neagră, adică care nu se prăznuiesc prin nelucrare, cum spune Sfântul Sava la tipic. Deci sunt sfinți care se prăznuiesc local, acolo unde și-au moaștele. Localitatea, biserica, hramul, de exemplu, este hramul Sfântului Iulian din Tars. Este sărbătoarea bisericii din Tudor. Acolo se duc preoții, fac litie, fac Sfânta Liturghie și credincioșii care au evlavie. Este Sfântul Dumitru, la fel. Este Sfântul Nicolae, este Sfântul Gheorghe, este Sfânta Parascheva, care e a întregii Moldovei. Deci aceștia sunt sfinții cei mari sau sfinții care au sărbătoare cu cruce roșie. Am auzit într-o zi sau o remarcă din partea unei persoane în timp ce se spovedea, a zis: părinte, cred că la noi, la români, sunt cele mai multe sărbători.
Mai dacă ești șomer sau n-ai servicii, ai sărbătoare în toată ziua. Dacă ești om în câmpul muncii, ai sărbătoare duminica sau, dacă îți permite programul, într-o zi cu cruce roșie, când cei din tâi care ar trebui să fie la biserică într-o asemenea sărbătoare, ar trebui să fie cei pensionari care nu mai depind de câmpul muncii, sau copiii mici care vin cu bunicii la biserică, sau părinții care nu lucrează, ca să spunem. Dar oamenii care sunt în câmpul muncii se duc la servici și nu săvârșesc un sacrilegiu, pentru că focul continuu nu permite întreruperea activității. În fiecare zi trebuie să ai în pâine pe masă, în fiecare zi maternitatea trebuie să funcționeze, în fiecare zi mijlocul de transport în comun, în fiecare zi spitalul, în fiecare zi garda și urgența, în fiecare zi telecomul sau lumina sau telefonul sau toate celelalte care sunt cu flux neoprit, cum se spune. Inclusiv traficul pe stradă. De ce spun lucrul acesta? Ca să se înțeleagă că biserica nu dă tonul la nemuncă, cum s-a exprimat cineva, a zis, păi biserica nu aduce decât de servicii societății. Biserica nu aduce nimănui niciun de serviciu. De serviciile ne le aducem noi singuri, atunci când unii oameni au chef de muncă și muncesc ca la japonezi, le dă amendă dacă trec mai mult peste program. La noi ar trebui să ne dea amendă că stăm mai mult degeaba. Deci noi nu prea ne străduim să trecem peste program. Dar asta depinde de bunăvoința fiecăruia. Competența morală, etică și spirituală mă îndeamnă când trebuie să muncesc. Dacă sunt țăran și am fermă, și am animale, și am pământ, și am vacile mele, și am oile mele, și am gospodăria mea, și păsările mele, și tot habitatul unde eu îmi desfășor activitatea, eu nu depind de nimeni. Foarte bine mă scol din noapte, îmi fac treaba și mă duc la biserică. Deci activitatea mea funcționează. Pâinea mea din care eu mă hrănesc, laptele care îl vând, sau carnea care o vând, sau produsele animale, sau zootehnice, sau legumicole, eu știu când trebuie să mi le disfac și cum trebuie să procedez. Deci aici nu putem vorbi de o nelucrare. V-am mai explicat odată, singura sărbătoare prelungită cu cruce roșii poate fi a șomerilor care fie că n-au chef de muncă sau n-au loc de muncă. Și atunci nici aia nu-i condamnabil. Statul trebuie să se preocupe de acest lucru, să creeze infrastructura locurilor de muncă. Trecând peste sărbătoarea cu cruce roșie, care are la baza ei trei lucruri. Privegherea și litia Sfântului, adică slujba de seară. Sfânta și dumnezeiasca liturghie. Pomenirea celor adormiți sau a numelui Sfântului pe care îl prăznuim. În cuvântul de învățătură și apoi după amiază activitățile curriculare ale fiecăruia. Unul citește o carte, unul își vizitează un prieten, unul se duce la rudi, unul poate să odihnește, unul se pregătește de a doua zi. Sunt foarte mulți oameni care pe lângă faptul că muncesc la servici, își prelungesc munca și acasă sau se pregătesc pe a doua zi. Este tot un act de muncă și neplătit. Intră la voluntariat. Intrăm la sărbătorile împărătești. O altă gestiune spirituală care sunt legate strict de revelație și sunt legate strict de învățătura dumnezeieștii Scripturi și cu precădere sărbătorile împărătești au ca central pe cine? Pe Sfânta Treime, pe Hristos Domnul cel întrupat și pe Maica Domnului. Și aici vorbim de praznicele împărătești închinate Maicii Domnului, care încep cu nașterea Maicii Domnului, se sfârșesc cu adormirea Maicii Domnului, intrarea în biserică, buna vestire, întâmpinarea Domnului, când îl duce pe pruncul Iisus la biserică și îl închină dreptul Simeon, după rânduiala legii, 1 ianuarie, tăierea împrejur, când îl duce pe Iisus și îl botează, repet, îl botează, deci îl taie împrejur, după botezul legii celei vechi, la 8 zile, punându-i numele Iisus, așa spune învățătura Sfintei Scripturi,
Și la 8 zile, pruncul Iisus a fost dus de Maria și Ioachim în templu și tăiat împrejur. De ce spun lucrul acesta? Ca să contrazic opinia sectară care vine și spune că Iisus s-a botezat la 30 de ani în apele Iordanului. Iisus nu s-a botezat în Iordan, ci a intrat să sfințească apele și Tatăl să-L mărturisească că este Dumnezeu cel trupesc, carnal ca și noi, chip și asemănare, ca să ne putem noi mântui prin cuvântul Lui. Acesta e Fiul meu iubit, întru care am binevoit, pe El să-L ascultați. N-a strigat Tatăl din cer, se botează Fiul meu Iisus în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Nu. Ce a sfințit a firea apelor. Să fugă dracul din ele și să devină aghiazmă, să putem noi să ne botezăm în ele. Ca să aveți această noțiune clară, că Iisus s-a tăiat împrejur la 8 zile, așa cum și noi botezăm pruncii de mititei, fără să știe ei că îi botezăm, nașul fiind martorul. În baza a 2-3 mărturii stă cuvântul Scripturii. Aici mă opresc și pun punct că e alt subiect. Vorbim apoi de sărbătoarea bobotezei, de cea care am amintit, vorbim de intrarea în Ierusalim și apoi vorbim de răstignirea și învierea Domnului, sărbătoarea centrală și fundamentală a Ortodoxiei, cel mai mare praznic împărătesc, însoțit de înălțare și apoi de nașterea Bisericii din Duhul Sfânt, deci la cincizecime, când focul din cer a coborât peste apostoli și a umplut de Duhul Sfânt și a umplut lumea de dreapta credință. Cum le-a și spus Iisus, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, învățându-le câte v-am spus eu vouă. Și ne arată și puterea dezlegătoare a apostolilor asupra păcatelor poporului. Ce veți lega pe pământ va fi legat și în cer și ce veți dezlega pe pământ va fi dezlegat și în cer. Deci, interesant. De ce am vorbit de praznicile Mântuitorului și ale Maicii Domnului? Ca să înțelegem că acestea sunt sărbători legate de învățătura Sfintei Scripturi, revelația cerească, naturală și supranaturală venită direct din cer. Dacă cineva poate să explice cum s-a născut Iisus Hristos, s-o facă. Deci noi știm doar că e taină și îngerii l-au lăudat, steaua l-a arătat, magii l-au preamărit și cu păstorii. Apoi, cum s-a zămislit Iisus în Fecioara Maria din sămânță mai presus de fire, fără de bărbat, la fel. Cine poate să explice taina, să o explice. Noi știm doar atât că îngerul a venit de la Nazaret și a spus Duhul Sfânt va veni peste tine, puterea celui preanalt te va umbri și pruncul ce se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Și mergând din praznic în praznic, ar trebui să vă fac pleiada la toate, o să vorbim când e fiecare în parte. Trecem apoi la sărbători tradiționale sau folclorice. Aici trebuie să fim atenți, pentru că noi ca și popor de origine latinică și dacică, așa indo-europeană, cum se spune, sau cum își dau cu părerea toți istoricii, sau cum spun toți că am fost un popor monoteist, de aceea și prins foarte ușor creștinismul prin Apostolul Andrei, prin Sfântul Apostol Filip, prin armatele romane care erau încreștinate de Pavel din Roma încă de la anul 52, 54, 56 și când au venit la anul 126 să se bată la Sarmigegetuza și Tapepe, aia era deja ostași creștini, prin armatele romane, iaca ne-am trezit și noi popor ortodox îmbrățișând anumite obiceiuri sau tradiții care fac parte din folclorul local sau din tradiția locală. Și o să le luăm pe rând. Întâi, Muntele Găina, sărbătoarea fetelor, când se duc toate urâtile și se mărite. E o sărbătoare locală, specific ardelenească, unde toate fetele se duc și-și caută ursitul. Sunt zienele, care deși este nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, în tradiția locală, fetele își pun coronițe, își pun costume naționale, își pun busuioc sub pernă, fac nu știu ce rugăciuni și ce cererele acolo la ursitoare, să le arate cine este partea de căsătorie. Iarăși o sărbătoare tradițională, dragobete, de cel care este de primăvară, cum se spune în luna martie, în care băieții fac perechi cu fetele, dansează și se întâlnesc
Și în felul acesta se creează esența, nucleul, noile familii și se întăresc căsătoriile sau se vestesc nunțile care încep toate după Paște, deci după sărbătoarea Învierii, după prima săptămână după Paște și încep să se căsătorească prin vestirea la biserică. Apoi avem sărbătoarea anului nou, sau cum îi spunem noi, bulionul, revelionul. Unde ce întâlnim? Măscăricii, banda lui Jianu, Ștefan cel Mare, Novac, Bujor, Capra, Ursul, toate feluritele obiceiuri populare care sunt rămase de la dacii vechi, deci cu elemente și remanescențe păgâne, dar încreștinate, prin prezența preotului în piesa respectivă, prin prezența celui care bate toaca, sau prin prezența clopotarului, sau prin prezența cântărețului, sau prin folosirea anumitor formule bisericești. Deci, deși ele par creștine, sunt păgâne în totalitate. Și o să mă întrebați de ce m-am oprit eu asupra acestui subiect la urmă. Ca să vă fac o comparație între două lucruri foarte simple. Foarte multă isterie și foarte multă agitație în jurul nostru că noi am importat sărbători din Occident și le-am adus în România și în felul acesta desacralizăm creștinătatea și ortodoxia. Mă întreb un singur lucru. Cei care au citit Harry Potter, câte 10 volume de prostii, SF-uri fantastice, cu vrăjitori, cu vrăjitoare, cu spirite, cu basme, cu lei, cu zmei grăitori, cu șerpi, cu balauri, alea oare nu sunt tot niște ocultisme ieftine și de doi bani? Deci, atâta timp cât tu te rătăcești în lucruri nefolositoare, automat, sigur că îți încarci mintea cu anumite negativisme, dar după spusa Apostolului Pavel, ai o scuză. Toate îmi sunt permise, dar nu toate îmi folosesc. Poate ai fost curios să citești aventurile lui Harry Potter. Puteai foarte bine să citești O viață de sfânt. Puteai foarte bine la anul nou, decât să-ți faci măscări din astea tradiționale, să te îmbraci în costum popular, să mergi la biserică sau la hora satului și să faci ceva folcloric și tradițional. Deci, dacă americanii au Halloween-ul lor cu măști și cu tot felul de prostii, puierile, copilărești care țin o zi sau o noapte și lumea se scălâmbăie din lipsă de ocupație și noi avem cu o săptămână sau trei zile înainte de anul nou și până a doua zi, până spre semănat, cum spunem noi dimineața, când se sorcovește, tot felul de măscăriciuni care nu sunt altceva decât Halloween-ul. Deci, dacă e să facem o comparație, numai că al nostru este puțin românizat, e mai tradițional și al nostru și nu e așa mare păcat și în felul acesta, deci nu facem altceva decât să facem doar o discernere. Deci cine are de mers? Nu-l poți opri să nu meargă cu arma bunăvoirii, ne-ai încununat pe noi. Cine vrea să meargă, iarăși n-ai ce-i face, că-i plăcerea lui și nu poți să-l oprești, dar cine vrea să fie serios, să fie serios, să se roage și să stea liniștit în banca lui, dar să nu facem anumite ieșiri din normalitate și să nu dăm dovadă chiar de atâta dramatism și de atâta, cum să spun eu, consanguinitate și aprindere, vai de mine, am fost deodată pervertiți din perfecțiunea absolută. Mă întreb, când chemăm ursitoarele la un copil mic, nou născut și le plătim pe acele doamne îmbrăcate în zâne să spună povești și gogoș puierile la pruncul care se naște, nu-i tot un Halloween? Dar în momentul când te duci la vrăjitoare să-ți dea în cărți, să-ți stângă în cositor, să-ți facă de ursită, să-ți facă de samcă, să-ți ghicească cu cine îți umblă bărbatul, să-ți tragă în cărți dacă dama de verde îi mai stă pe cărare, nu-i tot un Halloween? Dacă te duci noaptea la cimitir să pui busuioc sau să arunci apă în cruce de drumuri și să iei apă neîncepută de la fântână, nu-i tot un Halloween?
Dacă cauți stirigoi, dacă la Sfântul Andrei umbli cu usturoi și cu ciorapi întorși pe dos sau cu maieu sau îți pui roșu la mână sau îți pui tămâie prin buzunar sau usturoi să nu te prindă moroi sau stirigoi, nu-i tot haluin? Deci numai că noi le-am dramatizat pe cele occidentale și le-am spiritualizat pe cele ortodoxe. Deci noi uneori suntem un pic mai haluin decât alții.